fericire, entuziasm, bucurie. O modalitate plăcută de a petrece timpul liber. Câte un pas, unul în față, următorul. Fericire, pasiune, pozitivitate, libertate. Să alerg este un moment special pentru mine, deci mă face să mă simt bine. Să alerg înseamnă să mă bucur de viață la o altă intensitate. Alergatul pentru mine cumva are legătură cu a mă conecta cu o stare interioară, mai ales când te doare. Și te doare. Pushing yourself hard past what you think your regular limits are and finding out a little bit more of yourself each time you do that. A fost dor de transmaraton și m-am întors pentru oameni și pentru energia de aici și sper să fac un obicei mai constant din asta decât am fost în ultimii 8 ani. I think there's something pretty good about you know, running to the point where you're completely depleted of energy, you're tired, yeah, you don't want to keep going, especially when you're running in this terrain. But the only reason you keep going is because you have a goal or you have a task that you want to accomplish, and so you don't stop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stați probă de 21 de kilometri, fie maraton, Transmaraton 2021. A 10-a ediție este anul în care și Andrei a promis că aleargă și am zis să facem cumva așa o familie frumoasă la start la 10. Acum 10 ani am spus, întrebându-l ceva dacă voi alerga și eu la un moment dat, am zis da, la ediția 10-a, dar ediția 10-a mi se părea așa undeva ca în filmele science fiction, undeva în viitor când vor zbura mașinile, se părea așa, dintr-o bună zi. Dar uite că a venit și ziua asta, a venit și ediția 10-a, așa că n-am avut încotro și am alergat și eu la proba de 10, în sfârșit cu toată familia. O promisiune și la ediția 21 voi alerga 21 de kilometri, la 30-30, la ediția 42-42 și la ediția 50 o să am 85 de ani, dar cred că se va putea, nu fac greși cu antrenament, o să meargă bine.
Pentru Hospice Casa Speranței, transmaraton înseamnă 10 ani de fapte bune, 10 ani în care am strâns în jurul acestui eveniment o comunitate de oameni minunați care au simțit să se întreacă nu numai în recorduri personale de alergare, ci și în foarte multe fapte bune. Și 10 ani de fapte bune, zic eu că nu e puțin lucru, așa că vă mulțumim din suflet pentru că sunteți alături de noi, pentru că veniți în fiecare an și ne simțim ca într-o familie alături de voi. Abia așteptăm să sărbătorim 100. Startul de la proba de 30, vă filmez acum participanții. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, domnul, aveți niște brânză, domnul, că... 10, hai, veniți, 12, 13, 14, 15, extraordinar, da, da, și 16, da. O să fie o competiție anul ăsta ca niciodată, incredibil. Pregătiți, băieți? Băieți, doamne, da, da, da. Fetelor, sunteți gata? Da, da, da. Da, da.